La 2 iulie 1504 se stingea din viață cel mai important domnitor medieval din istoria Moldovei, Ștefan cel Mare. Țara. Moldova nu era singura poartă a turcilor spre Europa de vest. Ei puteau să treacă pe la sud de Dunăre spre Belgrad, Buda și Viena. A asistat Ștefan cel Mare la moartea tatălui său. Mai precis, istoricul spune că sabia ar fi aparținut lui Dragoș Vodă, transmisă la încoronare tuturor domnitorilor Moldovei. Voievodul Ștefan cel Mare a fost unul din cei mai mari războinici principi din estul Europei în secolul al XV-lea. Domnise 47 de ani asupra principatului moldovenesc și s-o dovedise un lider militar destoinic, un conducător capabil și un om plin de evlavie. Ștefan e cel mai strălucit reprezentant al dinastiei mușatinilor. Era fiul domnitorului Bogdan al II-lea, care s-a urcat pe tronul părintelui său, Alexandru cel Bun, în 1449 și a fost ucis în 1451 de către fratele său vitreg, Petru Aron. Ștefan a reușit să-și salveze viața printr-un exil în Transilvania, unde s-a împrietenit cu un alt fiu de domn în pribegie, Vlad Țepeș. Șansele lui Ștefan cel Mare de a urca pe tronul Moldovei păreau mici, însă în 1457, cu ajutorul unei oști trimise de Vlad Țepeș, care devenise domnul țării românești, și cu cel al moldovenilor răsculați împotriva lui Petru Aron, a reușit să își învingă dușmanul și să se încoroneze. A reușit să redreseze economia Moldovei și să alcătuiască o oaste însemnată, s-a luptat pe rând cu toți vecinii săi. Ținut victorii însemnate, dar a și fost înfrânt de câteva ori. În 1504, Moldova era mai întinsă, mai puternică și mai respectată decât în timpul domnitorilor precedenți. Ștefan cel Mare conducea țara cu mână de fier, însă războaiele îndelungate i-au șubrezit sănătatea. Domnitorul Moldovei avea o rană nevindecată din bătălia de la Chilia din 1462. De asemenea, suferea de gută. Ștefan cel Mare era chinuit de bolile pe care medicii venețieni, polonezi, maghiari și genovezi încercaseră fără succes să îi le vindece. În 1504, 3 medici, un italian, un maghiar și un evreu au încercat să-i salveze viața domnitorului. În disperare de cauză, i-au ars rănile de pe picioare, însă ca urmare a acestui tratament, starea i s-a înrăutățit. Unii istorici susțin că înainte de moarte Ștefan cel Mare s-ar fi călugărit după ce a decis să-i cedeze domnia fiului său, Bogdan. Moartea domnitorului a fost consemnată de cronicari din toată Europa în condițiile în care el era unul din monarhii cunoscuței vremii. În ziua de marți, 2 iulie 1504, la orele 16, marele voievod al Moldovei, Ștefan cel Mare, se stingea din viață la venerabila vârstă de 71 de ani, în prezența boierilor și a dregătorilor apropiați, a familiei, a urmașilor săi, dar și a medicilor care în zadar încercaseră să-i salveze viața. În urma sa rămânea o țară consolidată și amintirea unei glorii fără precedent în istoria românilor. Vitejia și succesul lui erau renumite la popoarele vecine pentru experiența în chestiunile militare și faptele celebre săvârșite contra turcilor, tătarilor și ungurilor. Bonfinus, cronicarul maghiar, spunea despre Ștefan că a fost un om extrem de rafinat și foarte fin în meșteșugul războiului. După răsăritul soarelui, din voia destinului, muri Ștefan la 2 iulie 1504, împovărat de lupte, bătrânețe și podagră. Natura îl făcuse norocos, isteț și viteaz. Alungase din Moldova pe regele unguresc Matia, bătut în orașul Baia și lovit el însuși în 3 locuri la spate. Tot el înfrânse cu o mână de oameni și alungă cu rușine pe sultanul Mahomed, care avea 120.000 de ostași. Cu arma în mână alungase peste hotarele Moldovei pe regele polon Ioan Albert, călcând în voiala prin care a fost asigurată de mai înainte libera ieșire a acestuia din țară. Tot el respinse tătarii de dincolo de Volga și pe cei din Crâm. Nu degeaba trebuie socotit printre eroii secolului nostru, scria cu durere cronicarul polon Meciovski. Deși e cunoscută cu precizie data morții sale, numele urmașilor și aproape toate împrejurările Ștefan a plecat în mormânt cu un mare mister. Cauza exactă a morții lui. În cele 44 de campanii militare, a pierdut doar 2. Majoritatea istoricilor cred că tocmai de la război s-a tras și moartea. O rană care nu s-a vindecat complet și s-a redeschis către anii bătrâneții. Rana ar fi căpătat-o dintr-un asediu nereușit din anii tinereții.
Cetatea Chilie, o fortăreață strategică de maximă importanță la țărmurile Mării Negre, a ajuns mărul discordiei între foștii voievozi aliați din cauza concesiunilor făcute pentru a obține tronul de înaintaș lui Ștefan cel Mare. De aceeași părere este și Ștefan Gorovei, reputatul medievist ieșan, specialist în epoca ștefaniană. O rană veche dobândită la primul asediu al Chiliei, nevindecată de toți medicii chemați la curtea din Suceava și agravată odată cu scurgerea anilor, l-au adus în cele din urmă în mormânt, spune istoricul. Mai mult, circula o serie de legende care atestau că rana lui Ștefan s-a redeschis la bătrânețe în urma unui accident. La Pocuția, calul bătrânului voievod ar fi alunecat pe o zonă de drum cu o piatră pavată și ar fi căzut cu tot cu ilustrul călăreț. Nu se știe însă dacă există vreo urmă de adevăr în această poveste, cum de altfel un mister rămâne și poziționarea rănii. Nu se știe nici din ce cauză nu se închidea rana de aproape 42 de ani și nici cum a provocat, mai exact, moartea voievodului. Majoritatea cronicilor medievale care vorbesc de starea de sănătate a bătrânului voievod amintesc că era măcinat de o boală grea și sâcăitoare. Arată bine la trup pentru vârsta sa, dacă această meteahnă nu l-ar fi chinuit, dar sper cu ajutorul lui Dumnezeu să-i duc o ușurare după cât pot să-mi dau seama acum la început, scria la 7 decembrie 1502 Matteo Muriano, medicul trimis din Veneția să-l trateze pe Ștefan cel Mare. Din punct de vedere medical, guta sau podagra apare odată cu acumularea acidului uric. Acest acid uric se cristalizează și se formează în articulații și în jurul acestora. Apare la încheieturile picioarelor, la degetul mare, fără tratament și regim alimentar, se poate generaliza la toate încheieturile. Se consideră că este și o afecțiune ereditară. O altă ipoteză avansată este cea a asasinatului, cu toate că nu are niciun fel de acoperire documentară. Insistența lui Ștefan cel Mare de a solicita în permanență doar medici venețieni ridică însă semne de întrebare. Se presupune că Ștefan nu ar fi avut încredere în medicii aduși de boieri și nici măcar de familie, și asta în condițiile în care gloriosul voievod ajunsese un bătrân foarte bolnav, imobilizat la pat, care vedea cum boierii s-au împărțit deja în tabere care susțineau un moștenitor sau altul și care, bineînțeles, le-ar fi servit cel mai bine interesele. Cât trăia bătrânul Ștefan, moștenitorul propus și atașat la domnie era Bogdan al III-lea și era susținut de o tabără boierească. De cealaltă parte erau boierii care doreau ca voievod pe Ștefan, un pretendent aflat la curtea sultanului și care așteptau să moară gloriosul voievod pentru a-și aduce pe tronul Moldovei favoritul. Ștefan solicita cu încăpățânare medici venețieni. În 1502 se constată că venise la Suceava un doctor venețian, iar Ștefan suferea acum și de o gută acută. Oricare ar fi fost cauza exactă a morții sale, a fost omagiat de străini, lăudat de dușmani și prețuit de aliați. Imaginea lui Ștefan cel Mare a intrat în conștiința românilor, fiind una din cele mai luminoase figuri din istoria noastră națională. Lama dreaptă cu două tăișuri cu lungime de 125 cm. Pe ambele fețe ale spadei, în lungul lamei, sunt făcute trei șențulețe. Cel din mijloc mai lung e însoțit de alte două mai scurte de o parte și de alta. Spada descrisă are vârf în formă de triunghi, iar mânerul armei în formă de fus, numit de specialiști de două mâini, adică de apucat cu ambele mâini. E înfășurat cu fir argintiu, iar după alți istorici, de aur. Spada are gardă cu brațe drepte în formă de cruce, terminate cu butoni conici. Mânerul, cu cap în formă de disc, ar avea în mijloc un medalion, probabil o piatră scumpă de atunci. Ștefan cel Mare a fost unul dintre cei mai importanți conducători din istoria românilor. Acesta e prezentat în cărțile de istorie ca fiind un adevărat strateg și un conducător ce a dat multe bătăi de cap otomanilor. În mod hilar, sabia lui, un adevărat simbol al eroismului, se află în muzeul Topkapı din Istanbul și nu într-un muzeu din București sau Iași, cum ar fi normal. Dar de ce se află sabia lui Ștefan cel Mare acolo? Cum a ajuns sabia lui Ștefan cel Mare, un exponat de 1,25 de metri păstrat în condiții excelente pe malul Bosforului? Există două variante, ambele plauzibile. Se pare că arma celui care a domnit timp de 47 de ani, având cea mai lungă domnie din epoca medievală din țările române, a fost făcută cadou de fiul voievodului în încercarea acestuia de a apropia relațiile cu înalta poartă. Cea de-a doua variantă ar fi aceea că sabia ar fi ajuns în posesia turcilor într-una din numeroasele bătălii purtate de moldoveni cu turcii. De fapt, în cei 47 de ani de domnie, Ștefan cel Mare a purtat 42 de războaie, așadar a purtat aproape un război pe an și a fost în
învins de 5 ori. 4 dintre cele 5 înfrângeri au avut loc în fața turcilor și una în fața muntenilor conduși de Vlad Țepeș. Totuși, această variantă e mai greu de acceptat, întrucât sabia are dimensiuni mari și ar fi fost extrem de greu de mânuit. În multe rânduri, autoritățile române au solicitat sabia originală, motivând că Ștefan cel Mare e un adevărat simbol pentru România. În zadar însă, răspunsul turcilor a fost negativ. Turcii nu doresc să creeze un precedent și toate națiunile să-și ceară bunurile care se află în muzeele turcești. Așadar, una din cele mai importante artefacte din muzeul Topkapı din Turcia e o armă, spada voievodului Ștefan cel Mare. O armă încărcată de legendă, venerată și temută de turci, construită din oțel special la indicațiile personale ale lui Ștefan cel Mare. În muzeul Topkapı din Istanbul, fostul mare palat al sultanilor otomani, în sala dedicată armelor, lângă o sabie japoneză, se află o spadă moldovenească. Simplă și cu lama muncită, atrage atenție prin dimensiuni, dar mai ales prin heraldica mânerului. Pe discul mânerului apar stema Moldovei, capul de bour și inscripția în slavonă Io Ștefan Voievod, domn al țării Moldovei. E clar, așa cum au atestat specialiștii în armament, sabia de luptă a voievodului moldovean e o piesă rară. Povestea e controversată, există în multe alte supoziții cu privire la originea sa, utilizarea armei, materialul din ce a fost făcută și mai ales modul în care a ajuns în acest muzeu. Istoricii precizează că e vorba de o spadă, o armă cu două tăișuri folosită de obicei cu ambele mâini, spre deosebire de sabie cu un singur tăiș și utilizată doar cu o singură mână. Spada lui Ștefan era tipic moldovenească, un tipar de armă albă identificat de istorici ca individualizându-se în epoca medievală. În lupta de la Vaslui din 1475, Ștefan se acoperă de glorie spulberând uriașa armată otomană care intrase în Moldova. Impresionat de faptele de arme ale voievodului, Papa Sixtus al IV-lea i-a conferit titlul de Atleta Christi, dar și două daruri, un steag de luptă și o sabie ce a prezentă azi la Topkapı din punctul de vedere al unor istorici. La comanda papei, sabia a fost realizată în atelierele armurierilor italieni, fiind binecuvântată personal de papă și blagoslovită special la Roma. Tocmai de aceea i-au fost atribuite și calități magice. O altă variantă acceptată ca fiind cea mai credibilă e cea a făuririi spadei în atelierele italienești genoveze la comanda lui Ștefan cel Mare. Voievodul a dorit o spadă făcută de cei mai buni armurieri ai Europei și a dat o comandă specială acolo. Istoricii se bazează pe corespondența purtată de voievod cu genovezii, descoperită de Nicolae Iorga. E interesant că documentul semnalat a arătat că cel ce a primit comanda, un oarecare Cristofor, asociatul atelierului care făcea astfel de piese, a răspuns că meșterii armurieri, necunoscând acest tip de spadă, să trimite pe cineva în Moldova pentru a se informa. Un armurier genovez a fost trimis în consecință în Moldova pentru a studia modelul de spadă moldovenească, iar în cele din urmă, comanda voievodului ar fi fost onorată. Genovezii, predând o armă făcută cu un oțel special de Toledo, cel mai rezistent la acea vreme în Europa. Pe de altă parte, istoricul Ștefan Gorovei, un specialist al epocii ștefaniene, spune că sabia e cel mai probabil un semn al puterii și că nu a fost făcută de genovezi și nici primită cadou de la papă, ci moștenită din tată în fiu încă din vremea întemeierii Moldovei. Mai precis, istoricul spune că sabia ar fi aparținut lui Dragoș Vodă, transmisă la încoronare tuturor domnitorilor Moldovei. Voievodul Ștefan cel Mare a fost unul din cei mai mari războinici principi din estul Europei în secolul al XV-lea. Era cunoscut pe câmpul de luptă, fiind atestat faptul că intra în luptă personal alături de garda domnească și semăna teroare, încurajându-și armata. Asta arată și vechile cronici. Mai bine de 4 secole, sabia nu a părăsit Turcia. A fost expusă în România abia în iulie 2004 la Muzeul Național de Artă al României, la împlinirea 500 de ani de la moartea domnitorului. Ankara și Bucureștiul au căzut de acord ca sabia să fie expusă în România pe timp limitat. Turcia a comandat și o copie care a rămas în România. Și în Republica Moldova există o copie a sabiei lui Ștefan cel Mare, care poate fi găsită la cetatea Sorocii. În perioada rece a anului, copia care păstrează toate caracteristicile originalului e transferată la muzeul din Soroca. Guvernele României solicită de ani de zile sabia lui Ștefan. Acest subiect aproape că nu a lipsit de la nicio întrevedere oficială dintre România și Turcia, iar în numele prieteniei româno-turce, Bucureștiul a cerut înapoierea acestui simbol național, ajuns la Istanbul, scrie presa de peste Prut. Ai noștri guvernanți de la Chișinău nici nu îndrăznesc să discute despre așa ceva sau să facă o echipă comună cu Bucureștiul în această chestiune.
se limitează la o copie a sabiei lui Ștefan. Dar ce am fi în stare să oferim turcilor pentru ca sabia lui Ștefan cel Mare să ne fie returnată nouă poporului român? Pentru a demonstra faptul că este adevărat, spada lui Ștefan cel Mare ar exista câteva fresce ale bisericilor moldovenești ridicate de voievod, pictate parțial în timpul propriei domnii și mai presus de toate descrierea conținută în unele surse scrise. Se susține de asemenea că sabia nu a fost folosită în luptă pentru simplu motiv de a elimina riscul ca un obiect important al dinastiei și un simbol real să poată fi deteriorat sau pierdut. Pe de altă parte, alți avanți susțin că de fapt sabia e un semn al puterii, moștenit după regulile dinastiei. Mai precis, sabia ar fi aparținut lui Dragoș Vodă, primul voievod al noului principat Moldova. Continuă să rămână un mister însă cum spada a ajuns în Turcia. Cea mai acceptată versiune este jefuirea vistieriei domnești de către turci, care au sustras cadavrul împreună cu sabia. Acest eveniment s-ar fi întâmplat după 1538, când Petru Rareș a fost alungat în urma represaliilor lui Soliman Magnificul. Corpul lui Ștefan cel Mare a fost returnat abia în secolul trecut, în timp ce sabia lui se găsește încă la Istanbul, în muzeul din Topkapı. Despre Ștefan cel Mare, cel mai mare domnitor moldovean, s-au spus și scris o mulțime de lucruri care sunt mai mult sau mai puțin adevărate. Multe mituri care au apărut de-a lungul timpului în legătură cu Ștefan fie au fost denaturate, fie au fost mult exagerate. În cele ce urmează vom încerca să explicăm unele mituri și adevăruri istorice despre luptele marelui voievod moldovean, viața sa personală sau activitatea sa de titorie a unor biserici și mănăstiri. Cât de înalt a fost Ștefan cel Mare? Deși numele ne-ar putea induce ideea că domnitorul moldovean ar fi fost o persoană foarte înaltă, acest fapt e fals. Se pare că Ștefan cel Mare ar fi avut o înălțime în jurul la 1,5 metri. Această ipoteză e confirmată și de cronicarul Ion Neculce, care povestește în o seamă de cuvinte scena din lupta de la Șcheia, din 1486, în care voievodul cade de pe cal și are nevoie de ajutor pentru a ajunge apoi pe șa. Era Ștefan cel Mare un mare iubitor de femei? De-a lungul timpului lui Ștefan cel Mare i s-a creat imaginea unui crai cu zeci de ibovnice, însă această legendă nu a fost confirmată deocamdată de istorici. Chiar dacă se spune că voievodul moldovean ar fi avut și 50 de copii din flori, istoricii au reușit să arate că singurul fiu nelegitim al lui Ștefan este Petru Rareș. A avut o afinitate pentru numele Maria. Cercetătorul Andrei Vartic a observat că Ștefan cel Mare nu s-a putut despărți de-a lungul vieții sale de numele Maria. Mama lui se numea Maria, două dintre soțiile sale au purtat numele de Maria, iar mama lui Petru Rareș nu a stricat acest tipar, ea numindu-se Maria Rareșoaia. A construit Ștefan cel Mare biserici după fiecare luptă câștigată? În memoria colectivă există o legendă conform căreia Ștefan cel Mare ar fi ridicat o biserică după fiecare luptă câștigată. Totuși, acest mit poate fi demontat ușor prin prisma faptului că în momentul primei sale ctitorii, mănăstirea Putna, el purtase deja 4 bătălii. Câți copii a avut de fapt Ștefan cel Mare? Domnitorul moldovean a fost căsătorit de 3 ori și a avut 8 copii legitimi. Cu Evdochia din Kiev, prima nevastă, Ștefan cel Mare a avut 3 copii. Maria de Mangop i-a dăruit domnitorului 2 fii. În timp ce cu Maria Voichiță a avut alți 3 copii. Nu se știe numărul cert al odraslelor din afara căsătoriei, singurul copil din flori recunoscut de Ștefan cel Mare fiind Petru Rareș. A fost de neînvins Ștefan cel Mare? Multă lume ar spune că Ștefan nu a cunoscut gustul înfrângerii, însă lucrurile nu stau chiar așa. Din cele 42 de bătălii purtate, a pierdut 5. 3 dintre înfrângerile lui Ștefan cel Mare sunt legate de cetatea Chilia, fie că a vrut să o cucerească, fie că a pierdut-o în dauna turcilor. Tot turcii au reușit să pună mâna pe cetatea albă în urma unei lupte cu răzeșii moldoveni. O a 5-a bătălie pierdută de Ștefan a avut loc în iulie 1476, când a fost înfrânt de turci la Războieni, Pârâul Alb. A fost Ștefan cel Mare ctitorul mănăstirii Putna. Aproape toată lumea crede că Putna a fost ridicată de Ștefan, loc unde este și înmormântat. Totuși, puțini sunt cei care cunosc faptul că Dragoș Vodă e cel care a mutat o biserică din lemn de la Volovăț la Putna, iar Bogdan a fost cel care a pus bazele mănăstirii în jurul acestei bisericuțe. E adevărat că Ștefan cel Mare este cel care a refăcut-o și a rectitorit-o în anul 1469. Apărător al creștinătății sau doar un simplu credincios? Chiar dacă în ianuarie 1477 Ștefan cel Mare era numit de Papa Sixt al IV-lea,
atlet al lui Hristos, voievodul moldovean nu poate fi considerat neapărat un mare apărător al creștinătății. A fost un simplu creștin ce a luptat cu turcii pentru a-și apăra țara. Moldova nu era singura poartă a turcilor spre Europa de vest. Ei puteau să treacă pe la sud de Dunăre spre Belgrad, Buda și Viena. A asistat Ștefan cel Mare la moartea tatălui său. În toamna anului 1451, Bogdan al II-lea, tatăl voievodului, a fost decapitat de fratele său vitreg, Petru Aron, la o nuntă ce avea loc în satul Răușeni, din județul Suceava. Se spune că domnitorul, având 14 ani atunci, ar fi asistat la această scenă teribilă, însă nu e așa. Ștefan a reușit să fugă de la nuntă, călare pe un cal, înainte ca Petru Aron și mercenarii să pună mâna pe el. A ridicat Ștefan cel Mare o biserică în locul unui copac ce i-a salvat viața. În localitatea Baia, din județul Suceava, Ștefan cel Mare a ridicat Biserica Albă ca urmare a victoriei împotriva ungurilor conduși de Matia Corvin. Legenda spune că într-o noapte din luna decembrie anului 1467, ungurii au năvălit în Moldova și au prins pe moldoveni nepregătiți. Chiar Ștefan Voda a trebuit să urce într-un arin pentru a se face nevăzut. După ce a câștigat bătălia, Ștefan cel Mare a ridicat o biserică în locul acelui copac. Relațiile cu vărul Vlad Țepeș au fost bazate în principal pe interes. Între cei doi domni verișori au existat legături influențate de interesele militare, administrative, strategice și economice. De exemplu, atunci când Ștefan cel Mare a urcat pe tron în 1457, a fost ajutat și de Vlad Țepeș. Relațiile s-au stricat însă în 1462, atunci când Vlad Țepeș, în celebrul asediu de noapte de la Târgoviște împotriva turcilor, i-a pus pe fugă pe dușmani, dându-le foc corturilor în noaptea dinaintea bătăliei. Ștefan cel Mare era atunci aliatul turcilor, fiindu-i promisă de către aceștia cetatea Chilia. Tot Ștefan cel Mare a incendiat orașele Târgu de Floci și Brăila din Țara Românească, condusă la acel moment de Vlad Țepeș. Relațiile dintre cei doi au fost reluate după 1475, când Ștefan cel Mare a intervenit pe lângă Matei Corvin pentru a le elibera din închisoare de la Buda pe Vlad Țepeș. Sabia lui Ștefan, păstrată de turci, posibil nu e cea originală. Celebra sabie oferită turcilor în secolul al XVI-lea de către Alexandru Ilaș, fiul lui Petru Rareș, ca semn de mulțumire că urma să fie numit la tronul Moldovei, nu pare să fie aparținut lui Ștefan. Cel puțin așa susține istoricul vasluian Laurențiu Chiriac. Mulți istorici cred că nu e sabia personală a lui Ștefan cel Mare, ci mai degrabă una asemănătoare. Lupta de la Vaslui, câștigată și de secui și polonezi. Celebra bătălie de la podul înalt Vaslui, 1475, atribuită în exclusivitate moldovenilor, a fost de fapt un război purtat alături de aliați străini. Turcii au venit cu o armată covârșitoare, 120.000 de ostași, și au pierdut războiul de la Vaslui în fața 60.000 de oameni. O contribuție uriașă în câștigarea luptei au avut-o și cei 5.000 de secui veniți drept ajutor din sud-estul Transilvaniei. Sunt izvoare istorice care arată că pe lângă aceștia au mai fost 2.000 de unguri, 2.000 de cavaleri din Polonia și 1.000 de lituanieni. Ștefan cel Mare i-a pus pe aliați în prima linie pentru a-și proteja ostașii moldoveni. Moldovenii evului mediu sunt descriși de numeroși cronicari străini drept un popor războinic. Erau văzuți ca viteși, puternici și cruzi în luptă. Ba chiar sunt cei care cred că moldovenii au fost de neînvins dacă ar fi fost uniți. Medicul venețian Matteo Muriano a cunoscut războinicii moldoveni atunci când a venit la curtea lui Ștefan cel Mare din partea dogelui Veneției pentru a-l căuta de sănătate. În realitate, el era și spion, dar ne-a lăsat o mărturie importantă privind impresia pe care o făceau luptătorii moldoveni unui italian obișnuit cu tot soiul de armate din Europa medievală. Supușii lui Ștefan cel Mare, spunea el, sunt toți bărbați viteși, ageri și nu făcuți să stea pe perne, ci la război pe câmpul de luptă. Acest domn preavestit poate să ridice la luptă 60.000 de oameni de ispravă, adică 40.000 de călăreți și 20.000 de pedeștri, preciza medicul. Cu alte cuvinte, medicul venețian spulberă un alt mit rămas în conștiința românească, acel al numărului soldaților lui Ștefan. Pentru a părea mai eroic, totdeauna se preciza că voievodul Moldovei avea doar 10-20.000 de luptători contra celor 200.000 de otomani. În realitate, voievodul moldovean avea o armată destul de numeroasă pentru întinderea principatului său. La rândul său, Anton Maria Graziani, un italian care a ajuns în Moldova în secolul al XVI-lea, la câteva decenii după moartea lui Ștefan, încă se arată impresionat de forța oștenilor moldoveni. Acest apetit războinic al moldovenilor, dar și priceperea în luptă, se datora în mare parte războiului aproape continuu de pe teritoriul principatului în evul mediu, cel puțin până la domnia lui Ștefan cel Mare. Cu acești războinici renumiți pentru priceperea și vitejia lor, Ștefan cel Mare nu și-a protejat doar nevoile și neamul, ci a purtat adevărate campanii de represalii și cucerire. De exemplu, cele din Țara Românească, când a trecut Muntenia prin foc și sabie, expedițiile din Pocuția sau Transilvania.